Pe lângă proiectele și investițiile majore pe care le are în derulare privind protejarea sănătății publice prin furnizarea unor servicii de calitate la standarde europene, gestionarea rațională a resurselor naturale și eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, conducerea operatorului activitatea Goscom din Orăștie pune accent pe creșterea eficienței generale a societății și prin modernizarea relației cu clienții. Pe lângă un sediu nou, modern, locuitorii din zonă vor avea la dispoziție, din luna ianuarie a anului viitor, un serviciu în premieră de tip call center. Bună ziua! Ați sunat la activitatea Goscom. Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, acest apel poate fi înregistrat. Continuarea apelului reprezintă acceptul dumneavoastră. Pentru transmiterea indexului de consum, apăsați tasta 1. Pentru aspecte comerciale și contractuale, apăsați tasta 2. Pentru defecțiuni și avarii, apăsați tasta 3. Pentru avize și documentații, apăsați tasta 4. Pentru a fi direcționat către secretariat, apăsați tasta 5. În pregătirea acestor, să zicem, investiții pe termen lung, investiții consistente, am încercat să ne adaptăm la cerințele momentului, adică timpul trece, dacă nu ne adaptăm, nu se întâmplă. Și acest call center va intra în funcțiune de la 1 ianuarie, sper eu, încă suntem în perioada de teste. Testăm să vedem care este funcționalitatea lui. Abia de la 1 ianuarie vom vedea care este reacția clienților. Principala noastră acțiune este legată de clienții noștri. Adică, într-acolo trebuie să ne ducem cât clientul societății noastre să fie, cum să zic, să aibă o interacțiune cât mai prietenoasă cu societatea și cât mai facilă în același timp. SCE Activitatea Goscom S.A. Orăștie operează pe raza a 5 unități administrativ-teritoriale, respectiv în municipiul Orăștie și comunele Beriu, Rapoltu Mare, Turdaș și Orăștioara de Sus.